Stimați telespectatori, bine v-am regăsit la emisiunea Până la marginile Pământului. În cadrul acestei emisiuni aș dori să urmărim împreună o parte din lucrările Conferinței Naționale de Misiune Romiscon 16 și anume seminarul pe care pastorul Simi Timbuk, păstor în Biserica Betesda, l-a transmis în cadrul conferinței noastre. Vă salut în numele Domnului Iisus Hristos, mulțumesc fraților din conducerea PME pentru invitația de a fi împreună cu voi aici. Vin din Statele Unite via Uganda, am sosit de acolo săptămâna trecută și am petrecut câteva zile în Austria, cum spunea fratele Mircea, la conferință și prin ajutorul Domnului suntem împreună aici. Să ne întoarcem înapoi la Scripturi. După ce seminarul dinainte ne-a vorbit atât de plastic și atât de direct, fără nicio îndulcire a situației lumii de lângă noi, pentru că nu e așa departe de noi, așa cum se spunea aici, am dorit să ne întoarcem la Scriptură și să privim în Cuvântul lui Dumnezeu. Am să vorbesc înaintea dumneavoastră ca și frate în Domnul, ca și coleg de slujbă, o direcție mai mare înspre biserica locală, ca păstor de asemenea. Și apoi, după ce am să închei partea de prezentare, o să urmărim și un videoclip cu misiunea din Africa, în special în Uganda. Și apoi fratele Pavel Duma are să ne prezintă și dânsul câteva aspecte ale lucrării misionare de acolo. Am intitulat provocări contemporane în fața ușii deschise pentru misiune. Ușa este deschisă, așa cum ni s-a prezentat frumos ieri, și aș dori să privim la câteva provocări. Și cred că prima provocare pe care trebuie să o avem întotdeauna în atenția noastră și care să rămână vie în mintea noastră este aceea de a fi biblici. Așa cum se spunea mai devreme, sunt tendințe astăzi în misiune și am avut ocazia de a întâlni misionari care au o tendință mai mult liberală, accentuând cultura, accentuând omul și mai puțin fiind teocentrică. De aceea aș dori să privim în Sfintele Evanghelii și să învățăm de la Domnul Iisus Hristos în mod deosebit viziunea Lui pentru misiune și ceea ce a lansat ucenicilor săi pentru misiune. Iisus, Mesia în Evanghelii, și știm că fiecare Evanghelie a fost scrisă cu un scop principal. Nu a fost scrisă doar la întâmplare, ci Duhul lui Dumnezeu a călăuzit pe evangheliști să urmărească un scop precis în prezentarea lucrării Domnului Iisus Hristos, a vieții și activității sale. De aceea, perspectivele variate care le găsim în Evanghelie reflectă înțelegerea evanghelistului cu privire la Domnul Iisus Hristos și în special în direcția de misiune. În Evanghelia după Matei, istoria mântuirii ne este prezentată ca fiind în patru perioade sau în patru epoci. Prima, evanghelistul Matei mereu repetă profeții care s-au împlinit odată cu venirea Domnului Iisus și lucrarea Domnului Iisus. De aceea vedem profeții care proclamă misiunea lui Iisus ca Mesia. Apoi este misiunea răscumpărătoare a lui Iisus împlinind promisiunile profețiilor Vechiului Testament. În al treilea rând este însărcinarea ucenicilor cu Evanghelia pentru toate națiunile, nu doar pentru evrei sau pentru Israel. Și în final, în Evanghelia după Matei, este și partea aceasta de misiunea îngerilor, de separare a celor neprihăniți de cei păcătoși la întoarcerea Domnului Iisus Hristos. Vă aduceți aminte când Domnul Iisus Hristos spune de pilda cu neghina, și a fost întrebarea să mergem să o smulgem acum. Ea nu are aplicație la biserică propriu-zis, ci are aplicație la lume. Și li se spune nu, aceasta va fi mai târziu, deoarece alții care astăzi sunt neghină
pot să devină bobul de grâu. Și aceasta este lucrarea misionarului și a evanghelistului, lucrarea bisericii de transformare din neghină în bob de grâu prin puterea Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Noi ca biserică astăzi suntem în cea de-a treia epocă sau perioadă. Câteva pasaje care reflectă aceasta, Matei 9, 35 cu 38, 24 cu 14, 28, 16 la 20, pasaje care sunt cunoscute de către noi și este doar o reîntărire, o readucere a minte, o reasigurare a noastră cu privire la lucrarea de misiune. În Matei 9, avem acest pasaj care ne vorbește despre faptul că Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod, în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și vindecând orice fel de boală, orice fel de neputință care era în norod. Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele. Vedem aici atitudinea Domnului Iisus Hristos în mod constant față de oameni, această compasiune pe care el o are, pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstori. Atunci a zis ucenicilor săi, mare este secerișul, puțini sunt lucrătorii, rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Aici vedem în acest pasaj, așa cum spuneam, compasiunea Domnului Iisus Hristos și noi ca și creștini, ca și ucenicii ai Domnului Iisus Hristos trebuie să fim caracterizați de dragostea față de Dumnezeu și compasiunea față de oameni. Doar în felul acesta lucrarea noastră va fi o lucrare continuă, o lucrare dinamică, o lucrare ce va avea eficiență. Dragoste față de Dumnezeu, compasiune față de oameni. Aceasta l-a motivat pe Domnul Iisus să predice Evanghelia, să vină de fapt în lumea noastră. Și apoi lucrarea Domnului Iisus a fost de predicarea Evangheliei, de vindecare și vom vedea puțin în Evanghelia după Luca misiunea Domnului Iisus Hristos. Și Domnul Iisus aici poruncește ucenicilor să se roage ca Domnul să scoată lucrător la secerișul lui. Și s-a vorbit aici despre nevoia de misionari, nevoia de câteva mii de misionari și noi ca Biserica Domnului Iisus vrem să fim parte din această soluție a lui Dumnezeu. Ce implică această poruncă a Domnului Iisus? Ea implică secerișul, care este o metaforă pentru sfârșitul viacurilor. Acum, unii dintre dumneavoastră v-ați născut la țară, ați locuit sau poate mai locuiți la țară, la sat. Eu m-am născut la sat, am trăit o perioadă a vieții mele la sat. Știu, într-o oarecare măsură, ce înseamnă importanța sincronizării noastre cu secerișul, în special în ceea ce privește cerealele. Grâul, orzul, secara. Există un moment special pentru seceriș. Este foarte important să sameni, este foarte important să pregătești terenul, este foarte important să aștepți recolta, dar este de asemenea foarte important să seceri la timpul potrivit. Pentru că altfel, dacă ai pierdut acel moment, ce se întâmplă? Bobul devine în spic, copt, suflă vântul și în loc să-l culegi și să-l pui în hambar, el cade la pământ și ai pierdut secerișul, ai pierdut recolta. De aceea, noi trăim în această perioadă de kairos divin, cum se spunea ieri aici, și Cronosul în vremea noastră s-a întâlnit cu Kairosul lui Dumnezeu și e momentul acestui seceriș și îl slăvim pe Dumnezeu că a pus pe inima noastră aceste gânduri și este în atenția Bisericii Domnului gândul de evanghelism și misiune. Se poate aplica și la lucrarea de evanghelizare locală, se poate aplica și la lucrarea de misiune transculturală. Verbul folosit de Domnul Iisus Hristos, care îl găsim în Evanghelia, scoate, înseamnă și a smulge cu putere.
Și este același verb folosit și la scoaterea de demon, la exorcism. Și aceasta arată forța și urgența pe care Domnul Iisus Hristos a pus-o înaintea ucenicilor săi. Și este la fel și pentru noi. Dacă atunci, cu 2000 de ani în urmă, a fost așa de important ca Domnul să scoată lucrători la secerișul lui, pentru că secerișul lui era copt. Vă aduceți aminte în Evanghelia după Ioan, capitolul 4, Domnul Iisus le-a spus, voi spuneți că mai sunt 4 luni până la seceriș. Eu vă spun că secerișul este copt, este copt, priviți, uitați-vă, vedeți holdele. Să privim la oamenii de lângă noi care nu-L cunosc pe Domnul prin ochii Domnului Iisus Hristos. Să vedem în ei nevoia de mântuire și puterea lui Dumnezeu de a-i mântui și responsabilitatea noastră de a-L face pe El cunoscut. De asemenea, Dumnezeu are putere de a scoate. În Matei 24:14, acest verset care mereu se menționează, Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor, atunci va veni sfârșitul. Noi credem, cel puțin o parte dintre noi, că sunt la venirea Domnului Iisus Hristos două feluri de biserici. O biserică despre care Domnul Iisus Hristos întreabă, oare va găsi Fiul omului credință când va veni pe pământ? O biserică apostată. O biserică ce s-a îndepărtat de mandatul lui Dumnezeu, de Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Dar de asemenea, va găsi o biserică așa ca aceasta din Matei 24:14, care va duce Evanghelia Domnului Iisus Hristos la toate neamurile. Personal vreau să fiu parte din această biserică, care să se angreneze în lucrarea de vestire a Evangheliei atunci când vine Domnul Iisus și să pregătim și să grăbim revenirea Domnului Iisus Hristos. Toate națiunile sunt cuprinse aici, au toți neevrei. Astăzi are înțelesul de grupuri de etnici și nu mă opresc aici că s-a vorbit despre lucrul acesta. Matei 28, un alt pasaj corespondent cu Marcu 16, Luca 24, Ioan 20. Și aici în Matei 28, Domnul Iisus Hristos sau Evanghelistul Matei prezintă câteva caracteristici noi cu privire la acest mandat dat bisericii. Domnul Iisus spune, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. S-a spus aici și la conferință la Linz că acest verb, duceți-vă, în original este un participiu, este la gerunziu, care implică mișcarea, ducându-vă. Nu este atât de mult o poruncă de a te duce, ci este presupunerea Domnului Iisus că ucenicii vor merge. Porunca directă este de a face ucenici. Aceasta este chemarea noastră ca biserică a Domnului Iisus, mergând să facem ucenici. Domnul Iisus aici vorbește despre toată puterea și termenul de folosit aici este exousia, care arată toată autoritatea, care implică atât puterea ca forță, cât și autoritatea pe care o are și care este recunoscută de îngeri, de demoni, este recunoscută sus în cer și este recunoscută jos pe pământ. El încă nu și-o manifestă astăzi în mod vizibil, dar El are și astăzi autoritate, are și astăzi putere. Ni s-a vorbit despre Islam și probabil că unii dintre noi, în inima noastră, ne-am gândit, oare ce o să se întâmple? Cum spunea o soră, ce să fie cu copiii noștri? Vreau să vă spun ceva, Domnul Iisus Hristos are autoritate și asupra Islamului. El este Domn și asupra acestei împărății. Dar asta nu înseamnă că noi trebuie să fim cu ochii închiși, trebuie să vedem realitatea și trebuie să ne înarmăm din punct de vedere spiritual și Domnul să ne binecuvinteze la aceasta. Apoi toate etniile, pantate etnos, toate neamurile, ni se spune de asemenea toată învățătura care El
a învățat pe ucenici, noi să o transmitem. Poate că uneori ne este mai ușor să vorbim doar de latura de iubire a lui Dumnezeu, caracteristicile iubirii divine, caracteristicile compasiunii lui Dumnezeu, a purtării sale de grijă. Într-adevăr, Dumnezeu este dragoste, dar Dumnezeu este și sfânt. În El aceste atribute sunt în armonie, la noi uneori sunt în tensiune. Psalmistul spune, voi cânta bunătatea și dreptatea ta, Doamne, îți voi cânta. De aceea, în mesajele noastre, trebuie să fie prezentate aceste două aspecte ale naturii lui Dumnezeu și toată învățătura Domnului Iisus Hristos. Până când? În fiecare zi, până va veni Domnul Iisus sau atât când suntem noi în această lume. Evanghelia după Marcu este mai puțin orientată înspre neamuri. Aici este arătat eșecul ucenicilor de a înțelege adevărata natură a identității Domnului nostru Iisus Hristos. Dar ne se arată semnificația crucii Domnului Iisus Hristos și forța misiunii care este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și în Evanghelia după Luca și în Evanghelia după Matei ni se vorbește, de după Marcu, scuzați-mă, ni se prezintă lucrul acesta, lucrarea Duhului Sfânt. Posibil spunând că Marcu n-a accentuat atât de mult aspectul misionar, fiindcă a avut și el eșecul lui. Și aceasta este o lecție pentru noi. Putem uneori să cădem, dar cel neprihănit cade și se ridică din nou. Și Pavel îl recheamă astfel pe Marcu la Roma să-l ajute în lucrare. Marcu 16, avem acest pasaj biblic care de la versetul 14 e contestat de către unii, nu se găsește în anumite manuscrise mai vechi, dar el este în spiritul celorlalte evanghelii și cel puțin de la Irineu încoace se știe despre acest pasaj biblic și este comentat. Evanghelia după Luca. Aici avem de asemenea împlinirea profețiilor Vechiului Testament și oferirea mântuirii la cei săraci, la cei din clasa de jos. Ați putut să observați că și la Matei și la Luca am menționat despre profețiile Vechiului Testament. Dumneavoastră știți majoritatea, pentru poate ce nu e chiar așa de format, poate pentru prima dată la o astfel de conferință de misiune, baza misiunii nu este în primul rând în Noul Testament, ea este în Vechiul Testament, începând cu prima carte a Bibliei, capitolul 3, versetul 15, și eu m-aș duce chiar și mai în spate. Când este prezentat Duhul Sfânt în cartea Genesa, în capitolul 1, ce făcea Duhul lui Dumnezeu? Se plimba pe deasupra pământului. Cu alte cuvinte, era încă de atunci în căutare, încă de atunci era în cercetare. Și vedem lucrul acesta, cum Dumnezeu lucrează și nu vreau să mă opresc asupra Vechiului Testament, începând cu Avram și așa mai departe. Două pasaje doresc să aduc în atenția dumneavoastră, Luca 4, 18 cu 19, 24, 46 la 48. Aici Iisus este trimisul lui Dumnezeu. El spune, Duhul lui Dumnezeu este peste mine. Aici eu văd de asemenea declarația de misiune a Domnului Iisus. Văd viziunea Domnului Iisus Hristos, ce vede Domnul Iisus Hristos cum trebuie să fie oamenii și pe baza viziunii pe care el o are, are declarația de misiune. Și cred că este important pentru fiecare dintre noi și vorbesc și fraților păstori care sunteți aici ca lucrători și ca biserică să aveți o viziune clară asupra lucrării și a misiunii bisericii acolo unde dumneavoastră sunteți. Atât cu caracterul ei local, cu specificul ei local, cât și în ceea ce privește planul de lucru al lui Dumnezeu. Și putem să învățăm de la Domnul Iisus Hristos lucrul acesta. Și chiar și la Apostolul Pavel vedem că Dumnezeu i-a dat misiune atunci când l-a chemat, când i-a spus că îl va trimite la neamuri, va trimite să scoată din întuneric la lumina minunată și așa mai departe. Care este misiunea Domnului Iisus? Să predice vestea bună la săraci, să predice Evanghelia. Și fratele Mircea cred că spunea la Linz că ideea aceasta de veste bună implică faptul că
a fost ceva rău, a fost ceva greșit, a fost poate un pericol. Și terminul de fapt de evanghelie, evanghelion de la greci, vine, se spune că pentru prima dată sau modul cel mai cunoscut în care oamenii în antichitate au așteptat această veste bună a fost în urma războiului de la Termopile, când atenienii s-au luptat cu perșii, grecii cu împotriva perșilor, și așteptau cu sufletul la gură, nu aveau SMS-uri pe vremea aceea sau sateliți ca să comunice ce se întâmplă, așteptau mesagerul să vină. Și unul dintre soldați a luat-o la fugă și a fugit până în piața Agora din Atena și n-a reușit să spună decât atât: am învins, am învins, am învins, și a căzut mort. Astfel s-a născut maratonul. Distanța de la locul de luptă și până la Atena este această distanță a maratonului, 40 de kilometri rotund. Aceasta este și ideea Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Mesajul nostru este un mesaj al victoriei, este un mesaj al biruinței. Domnul Iisus Hristos a biruit și noi îl ducem până la capăt. Astfel, aici este eliberarea prizonierilor, recuperarea celor bolnavi. Deci trei elemente: veste bună, eliberare, recuperare pentru cei bolnavi. Și este important, în special pentru noi ca biserică penticostală, care mărturisim lucrarea Duhului Sfânt, să accentuăm lucrul acesta. Duhul Sfânt este cel care are această putere de vindecare, are această putere de eliberare, are această putere de izbăvire. Noi predicăm de multe ori doar ideea de împăcare a oamenilor cu Dumnezeu, doar de ideea de restabilire a relației, și este adevărat. Însă Evanghelia lucrează mai mult decât atât. Face pe om întreg, se adresează întregii ființe, spiritului, sufletului și trupului omului. Și Domnul Iisus a slujit în felul acesta. Proclamă anul de îndurare al Domnului, anul jubiliar. Luca 24, acum Iisus este cel care trimite. În Luca 4, Iisus era cel trimis. Acum El este cel care trimite pe ucenicii Săi și sunt șase elemente. Suferințele Domnului Iisus, moartea, învierea lui Iisus, care sunt explicate ca să împlinească scripturile, predicarea mesajului pocăinței și a iertării, apoi unde? La toate națiunile, toate neamurile, ucenicii vor deveni martorii lui Iisus. Și lucrul acesta se repetă și în Cartea Faptele Apostolilor, este același scriitor, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, și în limba greacă și de asemenea și în limba română. Nu este o mare distinție din punct de vedere lingvistic între martor sau martir, nu? Martor sau martir. Uneori se duce până la martiraj Evanghelia. Și avem între noi un frate, cred că va vorbi aici, care nu cu mult timp în urmă a fost într-un mare pericol. Putea să devină un martir, dar Domnul încă mai are de lucru cu el și cu familia lui, și ne rugăm să-l ocrotească și să fie cu el. Însă dintre cei care au slujit cu el acolo în Afganistan, trei au fost omorâți și mulți alții. Apoi ne se spune că după Evanghelia se transmite după ce vor primi puterea promisă, Duhul Sfânt. Astăzi noi accentuăm mult ideea de model, de a avea modele, și este important lucrul acesta. Dar vreau să sesizez ceva pentru dumneavoastră. Când au fost ucenicii pe pământ cu Domnul Iisus, au avut ei un model. Cine spune? A avut? Domnul Iisus. A avut o bună învățătură? O bună învățătură? A fost o învățătură bună dată ucenicilor? Da? Da? Cine crede că a avut o învățătură bună? Ucenicii. Bun, marea parte. Și totuși ce s-a întâmplat cu ei? După 3 ani în care au fost cu modelul lor împreună, în care au primit învățătură bună, constantă, în care în mod practic li s-a demonstrat
Ce s-a întâmplat cu ei? Au luat-o la fugă, s-au speriat, s-au înfricat. Ce le-a lipsit? Atât învățătura cât și modelul au venit din exterior înspre interior. Domnul Iisus Hristos a spus, când El va pleca, va trimite Duhul adevărului care va fi cu voi. Este adevărat, în jurul nostru. Dar mai mult decât atât, va fi în voi, în noi. Și aceasta este importanța Duhului Sfânt în viața noastră ca și credincioși. Că noi nu avem doar un model bun, nu avem doar un exemplu bun, nu avem doar o învățătură bună, ci avem prezența lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt în noi și aceasta face diferența. Aceasta dă semnificație și dă putere și face schimbare. Și Domnul Iisus le-a spus, voi nu plecați până când nu vine Duhul Sfânt peste voi. Aveți învățătură, sunteți echipați intelectual, aveți un model bun, însă aveți nevoie de puterea care să pună în mișcare viața voastră și învățăturile care voi le-ați primit. Și Domnul să ne binecuvinteze la aceasta. Există printre pentecostale azi că botez cu Duhul Sfânt nu e mai chiar așa de important. Este vital, este esențial, este imperativ din punct de vedere biblic. Și Domnul să ne binecuvinteze să înțelegem. Luca ne arată de ce a fost Iisus trimis și ne arată legătura între trimiterea Domnului Iisus și a noastră. Evanghelia după Ioan, aici centrul misiunii este Tatăl care a iubit lumea. Ioan 3:16. Cunoaștem acest important verset din Sfânta Scriptură. Toată lucrarea Domnului Iisus Hristos în mod deosebit se concentrează în acest gând central. Iisus îl revelează pe Tatăl, Iisus face voia Tatălui, Iisus este în părtășie, în comuniune cu Tatăl. Iar Iisus este în centrul misiunii. El este cel unic care are aceeași natură cu Tatăl, a venit de la Tatăl, face ce a dat Tatăl, care l-a trimis, Tatăl mărturisește despre Iisus, Iisus glorifică pe Tatăl, Iisus se întoarce la Tatăl și acum trimite pe cei care l-au urmat să continuă lucrarea sa. De 60 de ori se repetă acest verb a trimite și Domnul Iisus spune că îi trimite așa după cum El a fost trimis de Tatăl, cu aceeași misiune și în aceeași putere și vor primi aceeași slavă. Pentru că Domnul Iisus spune, Tată, vreau ca slava care mi-ai dat-o mie să fie dată și ucenicilor mei. Și scopul este de a-L face pe Tatăl cunoscut. Vedem aici în rezumat misiunea în Evanghelie, Matei de a face ucenici, Marcu predicarea Evangheliei, Luca ne spune că suntem martori, în Ioan trimiterea este egală cu a Domnului Iisus Hristos. Toate etniile sau toată lumea sau toate neamurile, iar în Ioan este lumea. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Scopul misiunii de a face ucenici, de a predica Evanghelia, Luca pune accentul pe oameni, Ioan pune accentul pe proces. În Matei suntem ucenici, în Marcu suntem vestitori sau crainici, în Luca suntem martori, iar în Ioan suntem ambasadori, trimiși împuterniciți ai lui Dumnezeu, cum spune și Apostolul Pavel. Primele două este aspectul imperativ, iar celelalte două Evanghelie aspectul indicativ. Procesul misiunii l-am numit Fapte 1:8 și aici ni se vorbește, așa cum spuneam mai devreme, de faptul că vom primi o putere, va fi Duhul Sfânt peste voi și vom deveni martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria, până la marginea pământului și știu că s-a vorbit la aceste conferințe de ideea că acest proces, el este simultan. El nu este după ce am terminat în Ierusalim, apoi mergem în toată Iudeea, după ce s-a încheiat în toată Iudeea, mergem în Samaria, după ce s-a încheiat în Samaria, mergem până la marginea pământului. Dacă așa erau să facă ucenicii, erau încă și astăzi în Ierusalim. Erau și astăzi încă printre evrei. Și au dorit să facă lucrul acesta. Pentru că fiecare se simte cel mai confortabil cu cei din neamul lui, din familia lui, nu? Ce a făcut însă Dumnezeu? A adus prigoana peste ei și i-a împrăștiat.
Într-un fel, și noi românii suntem împrăștiați peste tot. E adevărat, unii din interese economice, dar ne bucurăm că tot mai mulți sunt și din interese misionare. Și slăvim pe Domnul pentru aceasta. Ne bucurăm și pentru cei care au mers din punct de vedere economic, ca din ceea ce Dumnezeu le dă să susțină lucrarea de misiune și de evangelizare. Misiunea, ca mântuirea omului, sursa este în cuvântul lui Dumnezeu. Aici Dumnezeu a vestit, a profețit mântuirea. Conținutul misiunii este lucrarea Domnului Iisus Hristos. Este mai mult decât orice altceva, mai mult decât ajutorarea săracilor, mai mult decât dezvoltări de tot felul de proiecte, este să-L prezentăm pe Domnul Iisus Hristos, pentru că El a asigurat mântuirea. Pavel scria corintenilor, nu doresc să știu altceva între voi decât pe Hristos și pe El răstignit, mărit să fie numele Domnului. Iar noi suntem agenții și este importantă mărturia noastră și proclamarea mântuirii. Slujirea bisericii locale. Aici este a doua provocare pe care noi avem. Prima provocare a fost acest gând central de a ne întoarce la Evanghelie, de a prezenta misiunea cu acest scop teocentric și cristocentric în același timp. Că uneori oamenii acceptă să le vorbești despre Dumnezeu, dar ceea ce este mai dificil să accepte este persoana Domnului Iisus Hristos. De aceea noi trebuie să fim cristocentrici, să prezentăm pe Hristos. Viața noastră trebuie să fie cristocentrică și apoi să o răspândim la alții. Ca biserică locală și ca slujitor într-o biserică locală, printre primele preocupări ale noastre este să îngrijim de membri. Și focusul este înspre interior. Concentrarea este spre interior. Edificare, echipare, instruire, închinare, părtășie, consiliere creștină, caritate. Și acesta este un scop important. Din punct de vedere a familiei, ni se spune că dacă cineva nu are grijă de cei din casa lui, este mai rău decât un necredincios. La fel este și din punct de vedere spiritual, pastoral. Noi suntem chemați să avem grijă de cei care ne sunt dați în îngrijirea noastră, ca slujitori ai lui Dumnezeu și ca biserică a Domnului Iisus Hristos, pentru a avea o mărturie bună acolo unde noi ne găsim, acolo unde noi slujim, acolo unde noi ne desfășurăm viața și activitatea noastră. Al doua direcție este evangelizare sau creșterea bisericii. Ce înseamnă aceasta? De a sluji celor din afara bisericii, care sunt lângă noi, căutând să-i aducem în interiorul bisericii, să devină membri ucenici ai bisericii. Astfel, ieșim afară din biserică și căutăm să-i câștigăm pentru Hristos, să le vestim pe Domnul Iisus Hristos și ei apoi să pătrundă în biserică. În felul acesta suntem chemați ca biserici locale să ne implicăm în lucrarea de evangelizare din jurul bisericii, în localitatea unde suntem, în cartierul unde ne aflăm, în comunitatea în care noi trăim. Acolo trebuie să fie locul nostru, dacă vreți, putem să numim Iudeea noastră. Sau chiar și aici în România și la noi în Statele Unite mai mult decât în România, avem lângă noi tot felul de comunități etnice unde putem să avem impact prin Harul lui Dumnezeu. Și ca biserică în care slujesc, suntem implicați și în acest aspect al lucrării de slujire. Avem săptămânal, merg din biserică de la noi în interiorul orașului Detroit, unde comunitățile sunt foarte slabe, familii disfuncționale, copii singuri sau doar cu unul dintre părinți, și oferă meditație la copii. Copii de altă culoare, copii care nu sunt nici pe aproape români, și săptămânal avem un grup de tineri și conduși de una dintre fetele mele, care e căsătorită, și
se dedică aceste lucrări. De asemenea, avem lucrări de ajutorare în zona noastră, cu acest scop de a-L prezenta pe Domnul Iisus Hristos. Avem ceea ce se numește picnic evanghelistic anual, avem serviciu divin, ultima duminică din luna iulie este dedicată cu scopul acesta de a ieși afară, în parc, acolo pregătim și mâncare, este oferită în mod gratuit la toți care vin, vin 6, 7, 800 de persoane și avem și servicii divine, se predică Evanghelia, se cântă, se laudă pe Domnul și avem oameni care s-au întors la Domnul în felul acesta. Deci este important ca să facem aceste lucrări. Însă este al treilea aspect de misiune transculturală, în care căutăm să slujim celor din afara bisericii care nu pot deveni membri ai bisericii datorită distanței și diferențelor culturale. Aici săgeata este doar înspre exterior. Și lucrul acesta îl putem face fie prin faptul că din biserică sunt oameni care pleacă, pot să fie și aceste misiuni sau vizite misionare pe termen scurt, care nu sunt o încurajare din partea mea decât dacă sunt cu scopul ca de acolo să se nască apoi suport de misiune pentru misionare pe termen lung sau dintre cei care merg să devină ei misionari la rândul lor. Dar trebuie să ne implicăm în această lucrare, să împlinim partea aceea din porunca Domnului Iisus până la marginile pământului. Și avem această posibilitate și acest har din partea lui Dumnezeu. O biserică sănătoasă trebuie să fie implicată în toate aceste trei arii. Să aibă grijă de cei din casa ei, de membrii bisericii în care slujesc, prin harul lui Dumnezeu slujesc într-o biserică ce are o astfel de viziune și n-aș putea să fiu aici fără, în primul rând, ajutorul lui Dumnezeu, ajutorul soției și ajutorul bisericii. Suntem lucrători împreună și ca biserică, orașul Detroit a trecut prin a fost cel mai mult afectat de criza și economică și apoi și financiară. A fost nevoie ca, de exemplu, într-un an de zile să ajutăm pe membrii din biserică într-un an cu peste 70.000 de dolari. Și aceasta nu a presupus să le plătim, împrumutul luat de la bancă pentru casă, ci să-i ajutăm ca să-și poată duce viața de fiecare zi, că au rămas fără locuri de muncă și au pierdut afacerile și a fost nevoie ca biserică. Ce imagine aveam noi ca biserică să ne gândim de cei din Africa sau India și să nu avem în vedere pe cei din casa noastră? Apoi, lucrare de evangelizare, cum spuneam, și lucrare de misiune. Ei, uneori aceste trei să le îmbinăm în mod armonios împreună este o mare provocare pentru noi. Este o mare tensiune. Vorbeam ieri cu un grup de frați din conducerea agenției și alți frați care au fost prezenți și era o discuție între noi și nu este un secret, cineva dintre cei care au fost prezenți acolo spuneau nu știu ce se întâmplă că în ultima perioadă nu mai suntem așa primiți în biserici cu ideea de misiune. Pentru colecte, în primul rând, pentru strângere de ajutoare. Ce se poate întâmpla este că vina a fost pusă pe păstor și vorbesc acum din această haină pastorală. Sunt câteva lucruri. Ce vreau, unul, să asigur pe păstor că dacă vă implicați în mod sistematic în lucrarea de misiune, personal nu sunt pentru ideea doar de a face colecte din când în când. Nu cred că este biblic, nu cred că este un suport real pentru misiune. Cum ar fi ca noi să mâncăm din când în când? Să mâncăm astăzi miercuri și să nu mai mâncăm până duminică seara. Poate că unii ar rezista, alții nu știu ce s-ar alege de ei. Dumnezeu ne cheamă la o susținere sistematică, constantă. Și aveam în conversația noastră acest gând, zic, poate sunt unele biserici, cum este de exemplu la noi, că noi avem o conferință anuală de misiune a bisericii și vă invit, frați păstori, să aveți astfel de eveniment în biserica locală, a dumneavoastră. Și sper să atingem puțin mai târziu lucrul acesta, în care biserica locală să fie expusă la cuvântul lui Dumnezeu și la nevoile care există astăzi. Și vă asigur
Că unii care vă temeți, dacă se face o colectă pentru cineva, așa cum spunea cineva într-un împrejurare, știți, noi am avut nevoie de orgă la biserică și am făcut apel pentru o strângere și s-au adunat doar $600. La scurt timp aceea a venit cineva la noi în biserică și a cerut ajutor pentru niște situații dificile și dintr-o dată s-au adunat $6,000. Transferați asta și în lei la dumneavoastră. 600 de lei sau 6.000 de lei. Când vezi o astfel de lucru, păstorul mă zice, oamenii ăștia dau banii numai acolo și n-au grijă de biserică. Noi o să rămânem cu lucrurile neterminate, reparații de făcut, de cumpărat una, îngrijire alta. S-ar putea dacă așa procedăm doar din când în când. Pentru că oamenii au ajuns să fie obișnuiți să dea numai când sunt solicitați. Este o altă biserică unde cu câtva timp în urmă aveau la fiecare serviciu divin câte două colecte. Și oamenii veneau cu majoritatea cu $2 de acasă. Nu că așa se spune, s-au întâlnit la topitorie dolari uzați. Știți? Și vârându-le rândul acolo la topitorie, la reciclare, au început să vorbească unul cu altul și au întrebat pe cel de $100, care nu era chiar așa de uzat, zice, tu cum? Ala de $1, ăla era întrebător. Zice, tu cum? Nu ești așa de uzat și ești așa. Pe unde ai umblat? Păi zice, pe unde ai umblat? Eu am fost la casinouri, am fost la hoteluri, am fost la restaurante, am fost la Las Vegas, cum ar veni. Oh, lângă el era cea de 50. Nici aia nu era așa de uzată. Tu pe unde ai umblat? Păi am umblat și eu pe la restaurante, pe la magazine. Dar zice, tu de ce ești așa de uzată? Tu unde ai fost? Păi și am fost pe la biserică, pe la biserică, pe la biserică. Cea de $1. Și uneori așa se întâmplă. Biblia ne învață să susținem în mod sistematic și proporțional cu ceea ce Domnul ne-a binecuvântat. Că Domnul ne-a binecuvântat să fim o binecuvântare. El nu ne-a binecuvântat de dragul nostru, că vai ce ochi frumoși avem noi, vai ce păr creț avem noi, cum spunea cineva, ci El ne-a binecuvântat ca prin noi să binecuvinteze pe alții. Dumnezeu i-a spus lui Avram, te voi binecuvânta și vei fi o binecuvântare. Și Domnul să ne ajute să înțelegem acest concept. Dar există această tensiune. Dar ca biserici sănătoase trebuie să găsim echilibru. E nevoie în toate arele acestea să ne implicăm. Cum? Și acum mă refer puțin mai mult la ideea de misiune. Cum? Prin, am folosit un termen care este mai, l-am întrebat pe fratele Ghiță dacă și în românește este folosit, networking sau rețea, prin rețele de biserici, rețele de oameni, rețele de agenții și colaborare. Tradițional, misiunea bisericii a fost făcută individual. Aceasta asigura un bun control, dar este foarte ineficient. Fiecare biserică sau individ sau organizație mergea în mod independent înspre un interes care era comun și unde erau oportunități de slujire. Cum este la ora actuală pentru mine, în mod special, Uganda, să zic. Pentru alții e Afganistan, pentru alții e Mozambic, pentru alții Sudan. Și independent, fiecare merge acolo. Acest mod este un mod învechit. Bisericile nu au comunicat între ele, dar sperau să atingă același scop cu succes, ceea ce este foarte greu de realizat. Este un alt model la care noi suntem chemați și cred că prin aceste conferințe și prin alte forme de comunicare se dezvoltă acest model. În modelul dinainte, fiecare slujea în ceea ce avea abilități, avea capacități. Și apoi acolo întâlneai pe teren și alte nevoi care erau importante, dar nu puteai să le slujești pentru că nu erai pregătit, echipat pentru aceasta. Și ele rămâneau neîmplinite. Cred că am sărit peste un slide. Ok, mergem mai departe. Sunt 6 etape care le-am găsit, 3 mari faze pentru lucrarea de misiune. Faza de conștientizare și astfel de conferințe ca și acestea ne conștientizează cu privire la ceea ce înseamnă lucrarea de misiune.
După ce suntem conștientizați, ne gândim, ne rugăm, ni se clarifică situația ca biserică, unde vrem să ne implicăm, ce vrem să facem, strângem împreună frații din conducerea bisericii, discutăm cu biserica și apoi este faza a treia de implementare a ceea ce am fost conștientizați, ni s-a clarificat în minte ca scop, ca obiectiv, apoi urmează să implementăm. În aceste trei mari faze pot să fie câteva nivele. Primul nivel este, și luați ca și la cum Apostolul Pavel prezintă Corintenilor, ideea aceasta de pregătire a ogorului pentru semănat. Apoi vine semănatul, apoi vine udatul, cum spune Pavel. Eu am semănat, Apolo a udat și Dumnezeu a făcut să crească. După aceea este ideea de recoltare, de a lua decizii cu privire la ceea ce s-a produs până aici. Și apoi, după ce am luat decizii, suntem clar ceea ce avem de făcut, unde vrem să ne îndreptăm, este procesul de ucenicizare. Ca biserică, noi suntem chemați să formăm în biserică ucenici, care la rândul lor să fie echipați să devină lideri transculturali sau misionari pe câmpul de misiune. Lucrul acesta se poate face în biserică sau cu biserica, dar de asemenea sunt locuri unde, cum este Centrul Român de Studii Transculturale, unde este o perioadă de echipare, de instruire specifică, în care focusul este în această direcție. Ceea ce poate face biserica este să susțină pe cei care ajung acolo sau să-i trimită ca să meargă acolo după ce recunoaște chemarea lor. Ca o paradigmă creștină a bisericii împărțită în două, este biserica și este lumea sau cultura, societatea. Și este această barieră culturală între biserică și lume. Activitatea misionară principală a bisericii este de a atrage oameni în cultura bisericii, adică de a deveni creștini. Ce se întâmplă este că de multe ori biserica pune un accent pe misiune pe plan secundar. Misiunea unde este pe plan secundar? Ea merge puțin, dar nu accentuează lucrarea aceasta. Sunt alte biserici și mă rog să fie cât mai multe dintre acestea pentru care misiunea are un accent principal. Și cineva spunea, biserica ce nu misionează, ce face? Demisionează. Demisionează. Noi putem să existăm, clădirile sunt acolo, oamenii mai merg din când în când, dumneavoastră mulți ați fost prin Europa, vedeți niște catedrale foarte mari, impunătoare, frumoase, dar când intrăm înăuntru, sfinți sunt doar pe pereți. Pe bănci nu găsești, pentru că nu sunt. Biserica poate să fie o mișcare și e chemată să fie o mișcare. Dacă ea nu continuă în mișcare, devine un muzeu. Oamenii vin să uită, le place corul, le place fanfara, le place muzica, le place și predica uneori. Eu vin ca la un muzeu, se uită, le place, unii se uită cum sunt îmbrăcați ceilalți, așa mai departe. Și au plecat, impresionat, plăcut, au niște cuvinte de apreciere, dar s-au dus mai departe, fără nicio schimbare interioară. Dar dacă se continuă în starea aceasta, biserica devine un mausoleu. Și în mausoleu de obicei nu se pun oameni vii, nu? Ce fel de oameni sunt în mausoleu? Morți. Și Domnul Iisus i-a spus unei biserici, vezi că tu ești mausoleu. Îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Ce era acolo? Un mausoleu. Doamne, păzește-ne de așa ceva. Deci, în networking învățăm unii de la alții, discutăm unii cu alții, câștigăm expertiza unul de la celălalt. În colaborare este mai mult de atât. Lucrăm împreună. E ceea ce se numește procesul de sinergie, pe care însuși Dumnezeu l-a rostit și a spus doi vor merge sau 10 împotrivă la 100 și 100 împotrivă la cât? 1000, nu? Nu, la 10.000. La 10.000. Când se unesc doi în acest proces de sinergie, biserica împreună cu misionarul, împreună cu agenția de misiune, ei realizează lucrări mult mai mari decât dacă le-ar face separat fiecare. Cu mijloace chiar mai reduse. Crește procesul de eficientizare. Asta era ceea ce căutam mai devreme.
Aici suntem în parteneriat unii cu alții și toți avem același cel, același interes să lucrăm pentru aceleași oportunități. Parteneriatul păstrează identitatea bisericilor, dar sunt legate printr-o viziune comună și împuternicite de un facilitator sau o echipă de facilitare, cum este agenția. Mai înainte ați văzut că erau tot felul de săgeți care mergeau. Acum acestea se adună împreună, colaborează împreună și sunt o forță puternică împreună. Sunt posibile trei modele de slujire în misiune. Modelul competitiv, modelul de comunism sau modelul de cooperare. Modelul competitiv este și modelul capitalist în același timp, în care fiecare lucrează pentru scopurile și interesele sale. Cel mai tare supraviețuiește. Biserica ce are bani mai mult, biserica ce are forță umană mai mare, biserica mai puternică, aceea rămâne. Cum se spune, apele mici vin în apa mare. Sau agenția, sau individul, sau misionarul, sau organizația. Și din nefericire sunt destul de multe situații de felul acesta. Când bisericile se văd în competiție pentru aceeași țintă, pentru același cel, când misionari pe câmpul de misiune se văd în competiție unul cu celălalt, parcă n-ar fi destul de mare lumea sau parcă n-ar fi destul de mulți nepocăiți sau necreștini. Știți? Următorul este modelul comunist și unul dintre noi am trăit. Când fratele spunea mai devreme de ce se întâmplă prin țările islame, parcă descria anumite situații din fostul regim. Toți lucrează împreună sau unii se facă lucrează și alții se facă îi plătesc pentru un scop comun, dar se pierde identitatea individuală, persoana. Ce se spune în dictonul comunist? Comunitatea este mai importantă decât individul. Ce se spune în sistemul capitalist? Individul e mai important decât comunitatea. Însă noi suntem chemați la un alt sistem de cooperare în care lucrăm împreună pentru un bun comun, mântuirea oamenilor. Misiunea transculturală. Se menține identitatea unică a fiecăruia, și a bisericii, și a misionarului, și a agenției de misiune. Nimeni nu încearcă să-l ducă pe celălalt să fie la fel ca și el. Se menține identitatea, dar lucrează împreună. Pentru reușita misiunii transculturale e nevoie să învățăm bine acest concept și să-l aplicăm tot mai mult. De a ști să lucrăm împreună. Noi nu suntem în competiție unii cu alții, ci noi suntem să ne completăm unii pe alții, să cooperăm unii cu alții și Domnul să ne binecuvinteze. Am mai spus aici cu altă ocazie, biserica model pentru mine este biserica din Antiohia. Fratele Ghiță a amintit și aseară lucrul acesta, biserica apostolică, Fapte 13, 1 la 4 și mereu când mă gândesc la biserică, la biserica în care slujesc, acest model caut să-l reproduc. Cât Dumnezeu mă ajută. Acest este modelul care caut să-l reproduc. În care proroci, slujitori cu carismă, împreună cu învățători, slujitori dascăli, să fie împreună la rugăciune, să slujească împreună, să se închine împreună. În care neamuri și evrei de diferite etnii să fie împreună, în care oameni cu culturi diferite, dacă citiți acolo, veți vedea și despre unul Niger, care înseamnă negru, era din Africa de Nord, era împreună cu Barnaba și cu Saul evrei, era Manaen, care fusese cu cârmuitorul Irod, dintr-un status social înalt, au putut să fie împreună, să se închine împreună, să slujească împreună și, de asemenea, Duhul Sfânt a fost liber să se manifeste. Duhul Sfânt a venit acolo, a vorbit acolo, ei au ascultat și ei au confirmat apoi ceea ce le-a vorbit Duhul Sfânt și a trimis echipa aleasă de Duhul Sfânt și confirmată de biserică. Acesta cred că este modelul pe care să-l folosim în trimiterea și de misionare. Oameni chemați de Duhul Sfânt și confirmați de biserică. Nu plecați solo, niște lupi singuratici, nu știu pe unde. Nu au succes, se pierd. Și este o mare pierdere pentru împărăția lui Dumnezeu și pentru ei. Trebuie chemarea din partea Duhului Sfânt și confirmarea făcută de biserică. Nu doar trimis de biserică, trebuie și prezența Duhului Sfânt. Astorii misionare cu plantare de biserici. Ce vom face noi? Ne vom concentra să construim clădiri sau ne vom concentra cu adevărat să plantăm viață?
Astăzi trebuie să ne recunoaștem rolul nostru în lume, să ne rugăm pentru lume, să proclamăm pe Dumnezeu lumii și să arătăm compasiune față de lume. Acestea patru sunt luate din cartea lui Iona. El nu le-a arătat, dar noi suntem chemați să le arătăm. De aceea să pregătim biserica pentru misiune transculturală prin rețele de colaborare și cooperare. Educare despre importanța misiunii, valoarea misiunii, despre imperativul misiunii, ea nu este o opțiune, despre urgența misiunii, de asemenea echipare despre susținerea ei prin promisiunea, prin credință în biserică. Fraților, și acum închei spunându-vă, biserica în care slujesc, Biserica Bethesda, în marea criză prin care a trecut Detroitul și Statele Unite, niciodată nu am dus lipsă, am avut împrumut peste $1,000,000, în 7 ani l-am plătit afară, plus au fost fonduri în fondul bisericii și de asemenea lucrarea de misiune cu ajutorul Domnului am dus-o mai departe. Mai este încă mult de făcut. N-am ajuns unde se poate ajunge, la potențialul întreg. Dar îl slăvesc pe Domnul că astăzi, prin Biserica Bethesda, susținem 25 sau 26 de misiuni și misionari. Nu suntem adepți și nici agenția de a fi o singură biserică în spatele unui singur misionar. Ajutăm prin APM, ajutăm și în alte direcții, chiar și pe fratele Ric, susținem, sunt aici misionari pe care îi susținem și noi prin Harul lui Dumnezeu. La conferința de misiune anuală, anul trecut s-a adunat promisiuni prin credință de susținerea lucrării misionare de peste $7,000, pe lângă suportul dat bisericii. Iar biserica nu este prea mare, este doar aproape 500 de membri. Nu avem oameni bogați, oameni de afaceri, însă Domnul ne-a binecuvântat cu oameni care ascultă vocea Evangheliei Domnului Iisus Hristos, care sunt gata să-L urmeze și ne rugăm ca Domnul să ne dea și mai mare creștere, că acesta nu este decât un început, nu este finalul. Am urmărit împreună mesajul pe care pastorul Simi Timbuk l-a transmis în cadrul conferinței de misiune Romiscon 16. Pastorul Timbuk nu este doar păstorul unei biserici tinere, dinamice, care crește, dar este un om al misiunii implicat de foarte mulți ani cu biserica lui în lucrarea de misiune transculturală. Stimați telespectatori, în speranța că emisiunile noastre vă fac plăcere și stârnesc interesul dumneavoastră pentru misiune transculturală, vă așteptăm cu deosebită plăcere săptămâna viitoare, în aceeași zi, la aceeași oră. La revedere!